Pentru remedierea unei defecțiuni tehnice apărute la rețeaua primară de termoficare a municipiului Timișoara, furnizarea apei calde de consum va fi întreruptă în ziua de miercuri 10 iulie de la ora 8 până la ora 13 la punctul termic 38. Vor fi afectați consumatorii arondați străzilor, Constantin cel Mare, Holdelor, Martir Ioan Mariutac, Constantin Rădulescu Motru, Pomii Culturii, în total un număr de 22 de branșamente. Totodată, la finalizarea lucrărilor, poate apărea fenomenul de turbiditate pentru o scurtă perioadă de timp, motiv pentru care este recomandată evitarea folosirii apei în scopuri menajere până la limpezirea ei.